Da, dacă îmi permiteți, domnule Talpan, la un moment dat, hai să nu intrăm în această dispută, că asta nu cred că se va termina niciodată, cel puțin nu în... De ce să nu se termine? Nu cred. Disputa nu se va termina, chiar dacă noastră veți câștiga în instanță. Dar haideți să o luăm așa, două secunde dacă mă lăsați. Dumneavoastră ați ajuns la moment zero. Care ați avut această decizie? Da? Au început să existe două echipe. Întrebarea mea pentru dumneavoastră. De când care două echipe? Stați un pic. FCSB și CSA. Clubul Sportiv Armatei Steaua. Deci nu există două echipe. Deci FCSB nu este Steaua. Deci N-am spus că FCSB este Steaua, n-am spus că Steaua este FCSB. Este o echipă cum este FC Botoșani, vă dau un exemplu. Steaua este Steaua. Există posibilitatea ca 10 secunde să mă lăsați să vă pun o întrebare, că îmi pierd șirul gândirii, vă rog din suflet. S-au născut două echipe. Întrebarea mea pentru... Nu s-au născut două echipe, de ce puneți așa problema? Unde s-a născut? S-a născut la doua, spune în anul 2003. Păi cum o echipă din anul 2003 poate să dețină un palmares în 1947? Okay. Nu s-a domnul născut. Talpan, nu. Încerc scuze. Robert, Robert, stai cu 10 secunde. 10 secunde, vreau doar să-l întreb pe domnul Talpan ceva. Credeți că ați început să pierdeți teren prin ceea ce ați făcut ulterior acelei decizii și felul în care ați început să gestionați acest brand enorm? Pentru că ce teren am pierdut? Stați un pic, că nu am pierdut niciun teren. Eu am câștigat toate dosarele care au fost pe rol. FCSB nu au câștigat absolut nimic. Ei încearcă să profite de acest brand, care este un brand uriaș, ne creează și în continuare prejudicii și statul român trebuie să se autosesizeze, să terminăm odată cu nerespectarea hotărârii pronunțate de către instanță. Deci asta e problema. Să nu mai încercăm nici dumneavoastră, nici presa, să nu mai dezinformeze, pentru că nu este Steaua. FCSB nu a fost și nu va fi niciodată Steaua. Numai în capul unora care vor rău și, cum să vă spun, ca lucrurile să meargă rău, în continuare se dezinformează și pune pe suport într-o situație proastă și delicată. Domnule Talpan, dacă UEFA în continuare pe site scrie că FCSB este Steaua și atribuie palmaresul, da, oamenii sunt într-o, dacă spuneți dumneavoastră, îi spuneți că sunt într-o eroare. Eu vă dau dreptate pentru că în instanțe dumneavoastră ați câștigat. Este singurul lucru care a câștigat. Instanța îi dă dreptate. Doar dacă instanța îi dă, dreptate. Foarte frumos. Foarte frumos. Da. Numai că domnul Talpan și cei de la CSA pierd terenul în favoarea FCSB-ului. Săptămână. Nu este la, nu este da, dar dânsul vrea să vorbească pentru că... Doamna Ioana, eu vreau să vă răspund la ceea ce a spus dumneavoastră. Referitor la acest lucru, că la UEFA în continuare apare că ei ar deține palmaresul, nu este ok, pentru că știți foarte bine, eu, în calitatea pe care o am la Clubul Sportiv al Armatei Steaua, am notificat Federația Română de Fotbal și UEFA ca să respecte hotărârile pronunțate de către instanță. Faptul că domnul Burleanu nu ne-a răspuns nici până în momentul de față și încearcă în continuare și dumnealui să... cum să vă spun, să creeze această situație, nu știu de ce, că fotbalul românesc este în derivă totală. O să văd acum rezultatele echipei naționale. Domnul Curleanu ar trebui să se ocupe ca echipa națională să câștige, să urce acolo unde a fost cu ani în urmă. Nu acum că să jucăm cu echipe de mâna cincea. Deci domnul Burleanu ar trebui să-și vadă de treaba lui și să respecte hotărârile pronunțate de către instanță, că n-a ajuns domnul Burleanu să ne dea lecție, să dea lecție unei instituții de stat. Asta e problema. Domnul Burleanu este principalul vinovat de ceea ce se întâmplă, pentru că el, știți foarte bine, trebuia să această echipă FCSB să nici nu mai continue în momentul în care i-am luat...